Închiderea mai multor caserii din Giurgiu, unde oamenii își puteau plăti facturile la energie electrică, a creat atunci o adevărată isterie în rândul giurgiuvenilor. La fel putem vorbi și în cazul plății abonamentelor de telefonie sau a reîncărcării cartelelor. Obișnuiți să plătească numai la caserii, chiar dacă acestea se află la celălalt capăt al orașului pentru unii, clienții au acum la dispoziție terminalele de plată stradale. Deși sunt ușor de folosit și nu mai necesită pierderea inutilă de timp, foarte puțin știu de existența aparatelor de plată, în timp ce alții spun că, deși știau, nu le-au folosit niciodată. Pentru încărcarea telefoanelor, pentru cartele. Ați avut vreodată curiozitatea să-l încercați? Nu, că nu am pe abonament. Dar aceste aparate, cu ajutorul acestor aparate, puteți plăti și facturi. N-am știut. Văd că ce scrie în încărcare cartele telefonice. Și nu ați apelat niciodată la un astfel de aparat? Nu. Credeți că este util pentru giurgiuveni? Probabil că este. Dar eu, dacă am abonament, nu-l folosesc. Cei care sunt la curent cu noile modalități de reîncărcare a unei cartele de telefon sunt tinerii, care le găsesc foarte utile și rapide. Pentru reîncărcări telefonice. Și îl folosești? Nu, eu am abonament. Dar știi că acesta este util și pentru plata altor facturi? Nu l-am folosit niciodată și nu știam treaba asta. Crezi că este util pentru giurgiuveni? Da, este mult mai accesibil. Cât de des folosești acest aparat? Nu prea des. O dată pe lună. Crezi că este util? Păi, este destul de util. De ce? Pentru că putem să ne încărcăm telefonul mai repede, nu mai trebuie să ne solicităm părinții să ne încarce. Terminalele de plată automate sunt ușor de folosit și mai mult decât atât sunt amplasate în zone accesibile. În Giurgiu, 3 astfel de aparate au fost amplasate pe strada Tineretului, șoseaua București, iar un altul vis-a-vis de Colegiul Național Ion Maiorescu. Avantajul în cazul plății unei facturi de energie electrică este că la efectuarea plății comisionul este zero, iar în multe cazuri reîncărcarea unei cartele de telefonie mobilă poate fi mai ieftină decât la un magazin de cartier.